Zani, marele câștigător de la Survivor al Stars, s-a întors în România purtând în mână trofeul Survivor. Acesta a fost întâmpinat în aeroport de fani, cum a fost întâmpinat Zani în aeroport, după ce s-a întors din Republica Dominicană. Survivor All Stars a fost o călătorie grea pentru toți concurenții, un test dur în fața căruia participanții trebuie să-și folosească forțele proprii pentru a rezista, printre cei care au rezistat eroi în Republica Dominicană se numără Zan și Ian Sterp, care au luptat până în ultima clipă pentru marele premiu de 100.000 de euro. Zan s-a întors victorios acasă și a fost întâmpinat în aeroport de fanii săi. Campionul a aterizat în România în cursul zilei de 2 iunie concurentul de la Survivor al Stars a fost surprins în momentul sosirii sale în aeroport. Vizibil fericit și emoționat, a petrecut câteva clipe pe unul dintre coridoarele aeroportului pentru a face fotografii cu fanii. Câștigătorul sezonului special nu s-a dezlipit nicio secundă de trofeu, potrivit Cancan, Can. Ro, nu mi se cuvine doar mie bucuria asta pe care o am acum, așa că o să dau cu iubire către toată lumea. Iubire către războinicii care m-au vânat și care poate nu s-au bucurat în seara asta, dar vă iubesc. Iubire pentru faimoși, pentru toate eliminările, iubire pentru toată echipa de producție. Pentru ProTV, mulțumesc Survivor al Stars, mulțumesc domnul Dan, care ne-a dat putere de fiecare dată iubire pentru toți oamenii care m-au votat, care au suferit cu mine, pentru că a suferit lumea, națiunea Survivor suferă, am văzut în jurături multe în comentarii, lumea mă înjură pe mine, dar nu lume multă, pentru că mai multă lume a fost cu mine. Iubire pentru Iancu Sterp, un om super mișto, pentru Delea, Elena Ionescu, pentru toți foștii colegii de la Cămin, pentru că m-au votat. Ce s-a întâmplat pe Facebook, cum se înjură oamenii acolo, e sub orice critică, iubire pentru asta, pentru tot fenomenul Survivor. Bucuria mea e bucuria celor care m-au susținut.